Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ați revenit la emisiune Viața în Armonie. Am o surpriză pentru dumneavoastră și e mare, că este mare și pentru noi. După un an și ceva, un an și jumătate, cine credeți că a venit la Piatra Neamț? Daniela Nistor. Și a venit din America, bine ai venit, Daniela? Mulțumesc, ce bucurie să continuăm conversația. Cu mare drag și eu sunt foarte bucuroasă că ai revenit în Piatra Neamț, că ai venit la 1 TV. Tu ai mai fost și la televiziunile naționale și, bineînțeles, ai spus atâtea lucruri folositoare omenirii, încât sunt atât de flămândă să aflu informații noi și ca mine și telespectatorii, bineînțeles. Deci, Daniela Nistor a revenit în emisiunea Viață în Armonie. Și acum vom asculta noutățile. Draga mea, ce ai făcut de când nu te-am văzut? Ce noutăți ai? Avem timp destul pentru asta. Ce aș vrea să spun este faptul că am lucrat cu Vocea Americii, ceea ce a fost foarte emoționant pentru mine, aducându-mi aminte de momentele în care o ascultam... De acasă. De acasă. Da. Pe ascuns, cu frică, cu grijă, și m-am simțit foarte, foarte onorată. Moderatoarea de acolo a fost foarte emoționată la rândul ei, pentru că oamenii nu știu realitatea vieții noastre de atunci, realitatea vieții noastre de acum. Și iată că e bine că ni se dă șansa să ne îmbogățim unii pe ceilalți prin prezența noastră, prin rădăcinile noastre, chiar dacă suntem într-un alt loc. Cu toții avem nevoie unii de alții și cu toții avem nevoie să fim unde ne trimite destinul și... Și Doamne, Doamne! Și Doamne, Doamne! De câți ani ești plecată tu în America, Dana? În jur de 20 de ani. 20 de ani, o viață de om. Și în fiecare an revii acasă, ori de Paști, ori de Crăciun, pentru că tu vii să-ți vezi mămica ta și rudele. Realmente, în general, chiar vin toamna, special de ziua mamei. Este greu să fii departe, neștiind ce se întâmplă aici, pierzând tot felul de sărbători, de momente speciale în care poți fi cu cei dragi, în care poți să le faci o bucurie, dar cel mai important să te bucuri tu de ei și, de asemenea, să te conectezi la ceea ce se întâmplă aici. Uite, vreau să spunem telespectatorilor și voi să vă spun, dumneavoastră știți, dragi prieteni, noi suntem sinceri și eu, chiar dacă scot vorba din casă, de multe ori fac surprize invitaților. Astăzi, aici, în momentul în care noi filmăm, este 30 noiembrie. Pentru că așa a vrut Dumnezeu să vină aici de ziua de Sfântul Andrei. Așa a vrut Dumnezeu. A fost o discuție amplă de când ai venit în România, de o lună de zile. Da. Când vine? Înainte de Sfântul Andrei, după Sfântul Andrei. Atenție că vine, e 30 liber, 1 decembrie liber. E weekendul acesta mai înainte de a fi weekend prelungit. Sunt sărbători, ai grijă cum ajungi, cum vii, cu ce mașină, cu... Ei, dragii mei prieteni, așa a vrut Dumnezeu și așa a vrut divinitatea ca ea să ajungă aici de ziua Sfântului Andrei, pentru că pe Andrei al meu îl chema Andrei și pentru că Daniela l-a cunoscut și a lucrat cu Andrei. Probabil că e și undeva aripile lui aici, ca să nu spun mânuța lui, că noi îl simțim și este să mergem să-i aprindem o lumânare și să înălțăm o rugăciune pentru liniștea sufletului în ceruri la Doamne. Și vreau să vă spun că a avut destule peripeții, pentru că ieri când a vrut să plece din București către Piatra Neamț, povestește tu prin ce ai trecut. Am aflat că nu mai există niciun fel de bilet de tren. La gara de nord. Da, nici pentru azi, nici pentru mâine. Nici pentru ieri. Și da, iată că a fost și am simțit că este important să fiu azi aici. Și a venit cu un taxi. Deci dumneavoastră gândiți-vă
ce dorință și ce împlinire poate să existe în sufletul unui om și a venit la 1 TV, la noi în emisiune aici, la Viața în Armonie, cu un taxi din București. Deci nu pot să spun decât grație divină și mulțumesc pentru tot. Și mulțumesc pentru prezența ei aici și măicuții Domnului că este cea care o ghidează în mod special pe Daniela. Mulțumim! Mulțumim lui Dumnezeu, într-adevăr. Am simțit că tot drumul este așezat sub grație divină și faptul că azi sărbătorim sufletul românesc și s-a nimerit să fiu tocmai azi în emisiune, mi se pare important și emoționant. Faptul că azi este ziua Sfântului Andrei care ne-a creștinat este de asemenea un mare miracol și o mare... Este ocrotitorul României. Binecuvântare. Și personal, la nivel personal, de fapt, este o bucurie că poate, speranța mea e că pot să-ți aduc puțin alinare fiind împreună azi aici. Și speranța că vom vorbi la un moment dat și despre pierderi și cum facem față lor, pentru că, iată, se tot întâmplă în ultimul timp. Da, și de ce să nu recunosc că am început ziua discutând cu Daniela, pentru că până acum n-am discutat decât la telefon și prin intermediul internetului, astăzi față în față și mergând la mormânt, nu mi-a fost ușor și am plâns din nou, chiar dacă lui Andrei nu-i place asta. Sunt momente grele când zi de naștere, zi de Constantin și Elena, zi de Sfântul Andrei și mai greu va fi de sărbători. Iată că pe 2 noiembrie se împlinesc 9 luni de când a plecat, da, este plecat, este acolo sus și de acolo sus este îngerul meu păzitor și îl simt mereu lângă mine, dar nu asta este subiectul discuției. Dacă vorbim despre pierderi, Daniela, am avut, după ce a plecat Andrei și alte verișori, după aceea o prietenă bună și tot așa se țin și tot auzim, încât de plecările acestea am senzația că se micșorează totul. Nu știu, timpul, numărul oamenilor, totul se diminuează și se amplifică altceva pe care n-aș dori să fie amplificat în viața noastră. Durerea. Da. Cum depășim momentele astea? Wow, o întrebare minunată. La care, din păcate, nu am un răspuns fix. Cred că o depășim fiecare în planul nostru propriu. Având în vedere că suntem ființe unice, o depășim așa cum putem, când putem, moment de moment, zi de zi. Și există un scop legat de ea. Este important să o onorăm. Ca și tine, am experimentat pierderi bruște. N-aș vrea să spun că este mult mai ușor atunci când suntem pregătiți prin boală și prin alte lucruri. Dar din anumite puncte de vedere este mai ușor. Există o pregătire în minte, în om. O pregătire a pierderii pe care câteodată când lucrurile se întâmplă brusc, traumatic și pierderea este imediată, ne va provoca un șoc care va fi mult mai greu de înghițit, de adaptat, de acceptat. Și mi-amintesc că tatăl meu a plecat într-acest mod cu niște ani în urmă. Din fericire eram în țară, ceea ce a făcut lucrurile mai ușoare, oarecum. Și mi-am propus să fiu foarte bravă de dragul mamei mele, care este foarte sensibilă, și a sorei mele. Și cumva mi-a ieșit de-a lungul înmormântării și pentru niște luni. Dar ne trăind trauma, ne procesând durerea,
după un an de zile am început să plâng la fiecare sărbătoare, la fiecare amintire, ziua de nume, ziua mormântării, ziua de sfânt, la fiecare cofetărie, tatăl meu a fost maestru cofetar și patiser. Și am mâncat la prăjituri în perioada aia, chit că trebuie să recunosc, în America prăjiturile nu sunt atât de grozave, greu găsești prăjituri atât de bune ca aici, în stilul românesc. Dar și nu știam de ce. Există o nevoie a sufletului să ne conectăm. Acum cu două zile înainte, da, de a veni aici, un unchi, un frate de-al tatălui a murit de asemenea și a murit din nou într-un mod subit. Iată aceste morți care nu se închid ușor. Și la mine tot au fost. Câteodată există un șablon. Poate sufletul are nevoie să învețe ceva din asta. Și murind acest unghi, am accesat tristețea. Stând la cimitir, rugându-mă pentru toți ceilalți care erau în același cimitir, m-a potignit o durere și o tristețe sufocantă. Se transmută aceste dureri și aceste simțiri, emoții, se transmută în boli fizice? Se pot, din păcate, și de aceea este important să stăm cu ea. Deci să ne manifestăm. Este extraordinar de important să ne manifestăm așa cum putem. Dacă putem să plângem, să țipăm, să rupem, să facem absolut orice, într-un mod fizic, într-un mod kinestetic, este minunat. Deci eu dacă plâng e ok. Este foarte bine, în același timp, dacă... Wow! Plângi și plângi și plângi și plângi. Și scot durerea. Mult prea mult și mult prea des, iarăși este o problemă și poate e nevoie de un alt gen de alinare. Nu știu. De văzut un terapeut, de luat un ceva, un ajutor. Dacă nu se manifestă cineva așa, rămâne blocat în durere cum am fost eu, este important să scriem, să desenăm, să ne forțăm la a vedea filme triste, la a provoca această tristețe. Pentru că tristețea ne astupă bucuria și ne poate astupa bucuria de viață. Corect. Energia dolului se așează peste energia vieții. Corect. Și ne poate sufoca la propriu. Ne poate sufoca cuvintele, ne poate crea un nod în gât, ne poate crea un blocaj în zona pieptului, ne poate crea probleme de comunicare. De comunicare, de răceli, de sufocare în zona plămânilor, ne poate crea probleme pe membre, ne poate crea o infinitate de situații, conflicte interioare care sunt la originea problemelor, care este important să le accesăm, să stăm cu ele. Să stăm cu ele cu bunătate, cu înțelegerea că și tu ești a mea. Durere și tu ești a mea. Și să acceptăm aceste dureri. Ce vrei de la mine? Unde ești în corp? Cum vrei să fii exprimat? Hai să-mi dau voie să te simt. Poate fac o baie, poate iau perna în brațe și plâng, poate îmi chem o prietenă și o rog, ține-mă în brațe 5 minute. Este important de făcut ceva. Ceva, orice, acel ceva ține de fiecare, de natura fiecăruia. Dar este foarte important să facem ceva. Să ne manifestăm. Da. Deci manifestați-vă durerea în momentul în care eu plâng, mie mi se reproșează că lânec în lacrimi. Uite, totuși, un om care a simțit și nu de departe această emoție a pierderii, iată că ne spune să ne manifestăm, pentru că altfel ne blocăm în corp durerea și se întâmplă altele. Daniela, aș vrea, chiar îmi doresc foarte tare, pentru că tu ești un om plecat de 20 de ani din România și revii
ca fiecare român sau aproape fiecare român în fiecare an, o dată pe an sau cum e cazul, dar de regulă tu vii o dată pe an. Foarte mulți cei care, prieteni care ne urmăresc, sunt plecați din țară și suntem o alinare pentru ei atunci când se uită la noi și văd atâtea lucruri minunate pe care le exprimă și le spun pentru telespectatori, invitații mei. Pentru că tu ești un om care trăiești mult în afară și nu în Europa, ci chiar în America, aș vrea, nu știu, să vii cu o contribuție de alinare a sufletului, pentru că mâine este Ziua României, pentru că mâine este 1 decembrie și vreau să spun cu ocazia asta la mulți ani tuturor românilor plecați și cei din țară, tuturor românilor de pretutindeni, și să spun la mulți ani și să ne trăiești Românie frumoasă, să ne trăiești cu pace și cu oameni sănătoși la minte și la trup, cu credință în Dumnezeu și să ne trăiești Românie cu iubirea lui Dumnezeu, cum ne iubește Dumnezeu, așa să ne iubim și noi între noi și să fim mândri că suntem români, făcând abstracție de nemulțumirile care le avem și dacă le putem pune pe un tapet și să le manifestăm în așa fel încât să putem face ceva pentru a diminua aceste nemulțumiri, atunci haideți să dăm mână cu mână și să ne unim români și să veniți acasă cei plecați și să facem o Românie mai frumoasă și mai puternică. Pentru asta este nevoie de voi aici în țară și nu afară. Să reflectați la ceea ce spun, pentru că ceea ce spun eu nu vine de la mine, vine de sus. Și credeți-mă că asta simt și asta spun. Iar faptul că Daniela a venit din America aici acum de ziua aceasta, de ziua Sfântului Andrei, ocrotitorul României, și faptul că a venit de ziua aceasta, de ziua României de 1 decembrie aici, este fantastic, chiar dacă emisiunea va fi dată un pic după. Este fantastic și este un mesaj de sus. Te rog să ne spui cum simte un român când este plecat, ce simte pentru țara lui, pentru sângele tricolor, care tricolor spun, pentru că e roșu, galben și albastru, curge prin sângele nostru. Ce simte un român când este plecat? M-a emoționat. Nu mi-am propus să plâng și în continuare nu propun să plâng la tine în emisiune. Vezi, te contrazici, pentru că ai spus că trebuie să te manifesti. Este greu, este această conectare cu sufletul românesc, cu sufletul țării, care este în noi, ține de rădăcina noastră, fie că suntem conștienți sau nu de ea. În același timp, sentimentul meu este că noi ne îmbogățim unii pe ceilalți. Și fiind sub ascultare divină, ajungem uneori unde trebuie. Și suntem un fel de mesageri ai acestui suflet românesc, acolo unde suntem. Și asta este important. Și asta cred că este important. Trecând peste disconfortul și dorul de mame, de tați, de morminte, de cozonaci. Și de plăcinte. Și de oameni dragi, cum ești tu. Mulțumesc. Și de momente ca astea. Da, lăcrimează și ea, lăcrimez și eu, pentru că așa suntem noi românii, cu sufletul mare și sensibil. Și când spun român, o spun cu toată asumarea. Mie nu-mi lipsește tricolorul nici de aici, nici de aici, nici... E plin de tricolor astăzi aici și mai am și un steag alături, mare, uite așa. Și când spun român, spun că avem oameni minunați peste tot în lume. Oameni care ne fac cinste, oameni cu care te poți mândri că, spune cu sufletul larg, sunt român și sunt mândru de asta. Vă îndemn
dragi prieteni, să fiți români, să trăiți românește, să simțiți românește, să iubiți românește, să gândiți românește. Și când spun asta, mă refer la cei care au bătături în mâini, pe mâini, din munca lor, și nu la alții care știu să fie altfel decât e voia Domnului. Daniela, munca ta, mesajele tale pe care le faci în străinătate și când vii în țară, este ceva deosebit, ceva, o conexiune pe care tu ne-o aduci nouă, celor de pe pământ, cu divinitatea. Și pentru a readuce aminte telespectatorilor ce faci tu, aș vrea să ne mai spui pe unde ai umblat, în ce pelerinaj ai fost în ultima perioadă. Bine, de un an și ceva, cu siguranță ai umblat în multe locuri, dar măcar în ultima perioadă. De data asta, ultimele pelerinaje au fost în cealaltă casă. Mai exact la Muntele Shasta, care este un munte sfânt considerat, care are niște energii speciale, care are o conectare cu maestrii ascensiunii și cu spiritele naturii. Unde e? În California. În California. În Sedona, unde am ținut niște retreat-uri. Care... Ce sunt acelea? Retreat-uri sunt, îmi cer scuze, sunt tabere spirituale. Sedona este un loc foarte interesant, este un vortex energetic foarte puternic, cu o conectare deschisă cu alte lumi și unde energia este specială, unde oamenii, în primul rând, toată lumea poate să funcționeze acolo. Sunt oameni care vin și pleacă, nu știu cum să fugă mai repede, sunt oameni care vin și nu știu cum să se întoarcă, să-și facă bagajele și să se mute acolo. Și sunt oameni care nu au nevoie să meargă niciunde altundeva. Este un loc suspendat care este foarte interesant. Și avem ceva asemănător în România? Poți să sunt... Absolut. Da? Absolut. Sunt multe locuri de acest gen în România, din nou într-un alt registru. Noi ne place foarte mult să comparăm, dar câteodată am semnit că comparațiile nu sunt corecte, deoarece oamenii sunt unici. Creația lui Dumnezeu este unică, locurile sunt unice și fiecare loc vine să aducă ceva, vine să îmbogățească ceva. Totuși, prin transmisiunea, mesajul pe care îl tot aud, ca răspuns la întrebarea ta acum, aud bucegii. Aud foarte mult bucegii, Ceahlăul, pădurea Baciu. Și se pare că în Delta ar fi un loc de acest gen, nu știu, o insulă, ceva legat de nuferi și de șerpi. Insula șerpilor? Poate există, dar nu știu dacă mai este al noastră. Nu știu să spun. Câteodată primesc informații directe, cuvinte, altădată primesc vizualuri, scene, imagini, deci pe sistem vizual. Și da, foarte interesant, ceea ce mi se arată este un glob pământesc care se mișcă și o Românie care are o culoare aparte, o energie aparte, o vibrație aparte. Acolo este grădina Maicii Domnului, nu? Eu așa știu, așa se spune și așa vreau să cred. Este, așa cred. Este desigur una din grădinile Maicii Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu și dânsii
Și blândețea și iubirea ei ne ține pe toți sub o pelerină blândă, blândă, fermecată, sub o anumită pace. Românii sunt rezilienți, românii poate să înghită multe, multe stresuri, multe griji, multe... Suntem o nație foarte interesantă. Și multe lipsuri înghițim. Foarte, foarte interesantă, cu o putere aparte și bănuiesc că de aceea avem o anumită karmă de destin, un destin pe care nu toată lumea poate să-l ducă, nu toată lumea poate să-l înțeleagă, nu toată lumea poate să-l accepte. Este posibil, îmi vine să spun, ca noi să facem chiar o anumită muncă de vindecare pentru mai mult decât Europa, în numele a mai multe zone de pe pământ, dintr-o bunăvoință și dintr-o putere, wow, dacică e ceea ce mi se spune, aparte, care ne ține ca niște stâlpi la a respira și transmuta aceste lucruri care au nevoie să fie transmutate de pe pământ și pe care alte neamuri, alte zone nu și le asumă. Și atunci noi ni le-am asumat. Am spus, e treaba noastră, le-am primit cu mâinile deschise și... Da, uite, n-ai primit informația degeaba pentru că astăzi este prima zi din anul nou, anul dacilor. Este prima zi. N-ai primit informația degeaba. Uite, ai primit informația și eu acum îți vin cu această completare. Ce pentru frumos. Că este prima zi din anul dacic. A început un nou an, astăzi. Un nou ciclu. Așadar, puneți-vă o dorință sănătoasă, așa, să fim o țară plină de iubire și de bogăție, de belșug, de sănătate. Și la minte, și la trup. Asta vă doresc eu, tuturor. Și să ne dea Dumnezeu și toată divinitatea puterea de a avea discernământ între ce este bun și mai puțin bun și de a ne da și nouă și conducătorilor acestei țări puterea de a fi oameni în primul rând. În primul rând. Doamne ajută, așa să fie. Ce frumos. Aș vrea să spun, eu mi-aș dori să trăim în înțelepciune și bucurie. Pentru că ceea ce mă doare cel mai tare ori de câte ori vin în țară este acest gri cernit de pe fețele oamenilor, din ochii oamenilor, care emană din inima lor. Un fel de lipsă de speranță, un fel de grija, depresie la pachet despre care toată lumea vorbește. Este grija zilei de mâine și nu numai de mâine. Grija amplificată a viitorului nostru, a viitorului nostru ca oameni, a copiilor noștri și de ce nu a României întregi, dacă ne gândim până acolo. Pentru că nu știu de ce se vrea această grijă pe spatele nostru. De unde și durerile? De spate. Mai uite, vorbești, da. Te uiți în dreapta, în stânga și toată lumea, mă rog, aproape toată lumea are dureri de spate, de sciatic, de coloană, de picior. Deci acolo unde se simte greutatea, da? În momentul în care ai o povară pe spatele tău, te începe să te doară. Ori sciaticul, ori spatele, ori coloana, ori undeva, există această durere. Și uităm să mai stăm drept. Stă, uite așa, ghiocel. Nu ne simțim susținuți și iată această dihotomie românească. Suntem grădina Maicii Domnului, suntem un popor extraordinar de credincios, care încă petrece foarte multe ore în biserică, care are o bogăție de datini pe care le face cu tot sufletul, cât de sărac este fiecare român. Sunt cimitirele pline, sunt bisericile pline cu daruri către suflete, către Dumnezeu și totuși ne pierdem credința. Uităm că suntem în mâinile și în brațele lui Dumnezeu. Uităm că suntem în această pelerină a Maicii Domnului. Și vine să
dăruiesc ceva ce nu este al meu, dar care m-a bucurat foarte mult când mi s-a spus, este această rugăciune a Sfintei Tereza de Calcuta, care spune: Mama lui Iisus, vino, ia-mă în brațele tale și fii o mamă pentru mine acum. Wow, mi s-a făcut pielea găină. Un lucru atât de simplu. Un lucru atât de simplu și de important să ne-l amintim și să-l simțim atunci când avem nevoie. Pentru că noi avem mama mamelor, mama divină. O avem în inimă, o avem în suflet. Noi trăim în iubirea și în sufletul ei și uităm acest telefon direct, uităm această grație divină, care este extraordinară. Și felicitări cui are o mamă minunată. În primul rând, toți avem mame pământești minunate, pentru că avem doar una și ele merită toată onorarea, toată admirația și tot respectul nostru. Dar ce minunat este când ne amintim că mai avem o mamă. Da, o mamă ocrotitoare și care se roagă pentru noi toți și plânge pentru noi. Și atunci când ne pierdem speranța și când îți pierzi speranța, îți pierzi credința, este ceva care ne aduce înapoi, în noi, în Dumnezeul din noi. Și oricât ai cădea de jos, acolo dacă ajungi, te ridică. Și eu am simțit asta în viața mea și pot să o spun cu mâna pe inimă, că Dumnezeu nu ne lasă niciodată și dacă cel care a spus că Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem duce, eu pot să spun cu mâna pe inimă că așa este. Așa este, doar să avem credință în Dumnezeu. Vin sărbătorile, începând cu această zi de 30 noiembrie. Vin sărbătorile așa în avalanșă și este o lună minunată, o lună a bunătății, a cadourilor, vine sărbătoarea de Sfântul Nicolae, vine sărbătoarea cea mai mare și mai frumoasă din an, cea a nașterii Domnului Iisus Hristos. Uităm mereu când vine luna decembrie că vine Moș Crăciun, e foarte important Crăciunul, este foarte important bradul, cadourile, dar uităm de fapt că această zi este dedicată nașterii lui Iisus Hristos. Este cea mai importantă din viața noastră, anul în care Hristos a venit pe pământ și cu atâtea minunate daruri pe lângă. Spune-ne ceva despre asta. Eu cred că este o stare de miracol. Crăciunul, Paștele, zilele Sfinților, Sfântul Nicolae, zilele Maicii Domnului, trăim o perioadă cu adevărat binecuvântată, începând cu Sfântul Nicolae, care este un ocrotitor minunat al familiei. Al familiei umane, al familiei noastre de acasă, al familiei românești, al înfrățirii pe undeva și vorbind despre pelerinaje, a fost locul când am fost la Bari, la mormântul dânsului, m-am simțit ca în casa unui bunicuț de unde nu mai îmi venea să plec. Era atât de bine, era atât de multă iubire. Rămăsesem lipit acolo în extaz, în iubirea și în bunătatea lui. Și atunci cu aceste sărbători, începând cu Sfântul Nicolae, dăruindu-ne un zâmbet, o bucurie, un timp unii cu alții, cu familia, cu prietenii, cu ceea ce este important. Cred că sunt darurile cele mai și cele mai importante pentru noi de Crăciun. Să ne pregătim pentru Crăciun. Ce dar minunat, ce nou început extraordinar, ce spălare cu energiile cristice, cu acea iubire cristică care intră în inimi, care ne repară inima, pentru că
Iubirea Maicii Sfânte este iubire de mamă care ne ține de mână, care ne ajută să creștem, să ne alinăm. Iubirea Fiului ei este un alt tip de iubire. Este acea iubire cristică care ne aduce strop de armonie, de puritate, de refacere a inimii, a ceacrei inimii, a credinței și a puterii de a iubi, care ne face să ne dorim să mergem mai departe, să avem încrederea unui nou început, unei noi relații, să avem încrederea de a ne zâmbi noi înșine, să avem încrederea de a face pace. Și de aceea cât de important este să ne pregătim în iertare și în bunătate, în împăcare cu tot ce a însemnat acest an pentru noi. Și să așezăm semințele, să scoatem ceea ce are nevoie să fie scos, iertat, uitat, așezat, să binecuvântăm și să întărim ceea ce ni s-a fost dat, lecțiile care ne-au venit, înțelegerile care, în sfârșit, ne-au atins mintea și inima, închiderile care ni l-a dat viața cu un om, cu un fiu, poate cu un serviciu, în funcție de viața fiecăruia. Trăim niște schimbări de cicluri importante în care drumurile se închid, lucrurile se schimbă. Se schimbă foarte, foarte repede. Și suntem susținuți, intrând într-un nou ciclu, în era vărsătorului, să devenim mai conectați, mai lipsiți de atașamente, mai conectați noi cu noi, cu sufletul, cu spiritul nostru, cu sinele nostru divin și cu acea misiune a noastră pe care am venit să o împlinim aici. Să ne reîntoarcem la noi. În timp ce vorbeai și vorbeai atât de frumos încât nu mi-am permis să te întrerup, aseară m-am uitat la un film pe care fiecare dintre noi în copilăria noastră l-am citit-o ca poveste, ne-au citit-o părinții noștri și aseară am văzut filmul, efectiv m-a delectat extraordinar și mi-au rămas două cuvinte în minte. Cred că asta au trebuit să rămână în mintea mea după ce am văzut filmul. Filmul numindu-se Cenușăreasa. Și acele două cuvinte erau următoarele. Curaj și bunătate. Mi-au rămas în minte și în suflet și acum când ea vorbea mi-am readus aminte aceste cuvinte, curaj și bunătate. Și le-am asociat cu ce am eu de făcut de acum înainte. Să am curaj și bunătate în continuare. Eu cred că este sigur o lecție pentru noi amândouă, pentru că întâmplător și nu întâmplător, am văzut același film aseară, dar cred că este un mesaj pentru noi toți. Un pic transpus în ideea de a avea curajul să trăim în bunătate. Da. Avea curajul să trăim în compasiune. Orice se întâmplă cu noi, să trăim în compasiunea și bunătatea de sine și față de ceilalți. Corect. În mod special ca oameni spirituali. Avem nevoie de, cred eu, Daniela, mai ales aici în România, avem nevoie de acest sprijin divin, care el există, dar noi cred că datorită poverilor materiale care le avem pe umăr, nu conștientizăm acest ajutor, această existență divină. Și de aici sunt cereri, de aici sunt atașamente, de aici sunt așteptările și nemulțumirile. Nu avem puterea, nu suntem educați, nu suntem pregătiți pentru a primi totul așa cum vine și de a spune, Doamne, facă-se voia Ta. Pentru că în momentul în care spui asta, le lași în mâna al Domnului și cineva spunea, o prietenă de-a noastră, Mihaela, noi îi spunem Mica, spunea, dacă tu vrei să fii Dumnezeu, Dumnezeu te lasă să fii. Își ia mâna de pe tine și te privește nemai
ajutându-te cu nimic în viața asta decât privindu-te și ai să-ți dai seama că nu faci nimic fără El. Vrei să fii tu Dumnezeu? Fii tu Dumnezeu! Nu spune nimeni să nu acționezi, dar nu acționa fără Dumnezeu. Despre asta zic eu că e vorba. Absolut. Ce aș încuraja oamenii să facă este să începem ziua cu Dumnezeu. Cu conștiința că, indiferent ce facem, suntem în slujba lui Dumnezeu. Să-i dăruim ziua lui Dumnezeu. Și atunci, mână în mână cu El, lucrurile vor fi mult mai ușoare. Și fiind în slujba lui Dumnezeu, miracolele se întâmplă. Și ne vine ce avem nevoie, prin tot felul de căi, prin tot felul de situații. Nu mai suntem într-o slujbă banală. Învață-ne cum. Pentru că și eu dimineața când mă trezesc și bănuiesc că așa cum fac eu, sunt mulți ca mine. Nu copii pe nimeni, asta mi se întâmplă. Eu când mă trezesc dimineața, înainte de deschide ochii, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a îngăduit încă o noapte și încă o zi din viața mea. Dar în momentul în care spun, Doamne, îți dedic ție ziua asta, dar dacă m-am ridicat din pat, parcă am uitat ce am spus. Și nu știu dacă mi se bocănește cel de deasupra, trântește mai tare, îmi vine un gând așa, uite, la ora asta s-a apucat de trântit și el. Și deja ai sclinit-o din primul moment al dimineții. Asta vreau să spun, ajută-ne să facem în așa fel încât să nu uităm pe această conexiune. Aici este, până la urmă, cred eu, ca să-i zic așa, necazul, că nu suntem conectați tot timpul. Deci mesajul pe care îl primesc este că este aproape imposibil să fim conectați tot timpul. În această lume, noi am coborât într-o lume senzorială, o lume a emoțiilor, o lume a distracțiilor. Și există această distinție, noi nu suntem Dumnezeu. Noi nu suntem meniți să fim Dumnezeu. Noi nu suntem meniți să nu fim deranjați de tot felul de lucruri din jurul nostru. Dar, dacă noi începem cu această conectare, Doamne, ajută-mă să trăiesc această zi în grația Ta. Eu sunt cu Tine și îți dau voie Ție să acționezi în modul cel mai bun, prin mine, ca să fiu mesagerul Tău, să fiu agentul Tău în această lume astăzi, în tot ceea ce fac. Și dă-mi înțelepciune, dă-mi putere, dă-mi curaj și dacă calc pe delături, ai grijă să se întâmple voia Ta, astfel încât să fie bine pentru toată lumea. Și ajută-mă să-i iert și să mă iert atunci când greșesc. Pentru că Dumnezeu știe foarte clar că noi am venit să învățăm. Și fără această greșeală, fără această furie, fără acest moment de distracție, noi nu ne-am reîntoarce la Dumnezeu. Noi am fi într-o stare de perfecțiune, într-o lume perfectă, din care practic am coborât. Care nu este cea de aici, nu este această planetă. Nu este această planetă încercată. Și atunci gândul că suntem trecători sau copii care am venit să ne jucăm și să lăsăm pe Dumnezeu să se joace prin noi, prin acțiunile noastre, în această lume, pentru mine este foarte reconfortant. Ne scapă de aceste poveri, ne scapă de această responsabilitate. Sigur că e important să stăm cu noi înșine, să cerem grația, voința divină să ne susțină în a face alegeri corecte. Dar în momentul în care știm că suntem de mână cu El și că suntem de mână cu sufletul și cu sinele nostru divin, care sunt acolo, care sunt parte din lumină și în înțelepciunea luminii, atunci poate că ne luăm prea tare în serios. Da, așa este. Ce frumos.
Priveam ochii Danielei și este de un albastru pătrunzător, păcat că nu avem camera să-i vadă și culoarea ochilor. Este așa, e culoarea cerului senin vara și te duci privind în ochii ei, te duci, te trimite undeva unde e plăcut și e atâta seninătate și atâta căldură sufletească. Eu sunt atât de bucuroasă că ne vin astfel de oameni în emisiune încât sper din toată inima că și dumneavoastră v-a transmis această pace și această iubire. Se vede și prin felul în care vorbește și transmite. A ajuns la dumneavoastră iubirea ei. Și când te gândești că e la atâția mii de kilometri de România și vine ca să fie aproape de fiecare în parte și să transmită mesajul divin pe care el îl primește. Mulțumim, Daniela, tare frumos! Mai avem 5 minute din această emisiune și am să te rog, pentru că mie așa îmi place, așa cum știi tu că tot ce facem aici trebuie să aibă și o finalitate practică. Să te gândești și să vezi ce primești de la Divin ca mesaj pentru a transmite telespectatorilor și cei care ne privesc o rugăciune, un mesaj de care ei, cei din fața televizoarelor, au nevoie. Este foarte simplu și este exact în conotația filmului pe care l-am văzut împreună. Dumnezeu lucrează și Dumnezeu ne aliniază. Dumnezeu, iată, ne-a aliniat din atâtea canale de televiziune pe același segment. Una cu cealaltă și cu audiența. Deci mesajul pe care îl primesc este de a trăi cu deschidere, cu ușurință, cu acceptarea stării de miracol. A trăi viața cu așteptări pozitive în fiecare moment. A ne dărui acel zâmbet, a ne dărui acea alinare care vine în fiecare moment de la Dumnezeu prin noi. Să ne trăim clipa. Să ne trăim clipa cât mai frumos știind că suntem iubiți, suntem cu adevărat iubiți și susținuți de Divin și de multitudinea noastră de strămoși care sunt cu noi în spatele nostru, pentru care suntem un mesager aici și acum. Suntem nici o secundă singuri. Așa este, mulțumim, amin. Daniela, începând de din aceste, este a doua emisiune în care îți fac un dar din partea noastră a 1TV, a emisiunii Viață în Armonie. Este amprenta lui Andrei aici, pentru că este compoziția lui și este scris și pe blog și am să te rog să citești cu voce tare Ce frumos! Viața în Armonie este o emisiune dedicată tuturor celor care iubesc frumosul în toate formele lui. Este o emisiune pentru cei mici, cei mari și cei bătrâni, pentru cei sărași sau bogați. Această emisiune își dorește să fie un liant spiritual pentru tot ce înseamnă creație în acest univers. Este o emisiune pentru noi toți, cei care dorim să facem din viață o armonie perfectă. Viața în armonie este legătura între minte, spirit și suflet. Dumnezeu este iubire, iar noi suntem acea părticică din Dumnezeu. Așa și este. Amin. Amin să fie. Este ceea ce mi-am dorit să o dăruiesc cu sufletul și sunt aranjamentele făcute și ce a simțit Andrei, iar consider că merită și el să fie în fiecare bucățică din această emisiune, pentru că a contribuit foarte mult și m-a ajutat foarte mult în emisiunea aceasta. Și îl simțim aici prezent. Dragă Daniela, va mai urma o înregistrare, pentru că tu nu ai cum să vii atât de des aici pe cât am dorit noi, așa că o să ne luăm rămas bun de la Daniela acum pentru moment și o să ne revedem într-o emisiune următoare, vom vedea, poate peste o lună o să o difuzăm, pentru că
Acum este această lună de, urmează această lună decembrie, am dorit-o să vorbim despre un sfârșit de an, de a încheia oarecum socotelile și așa cum ne-a spus Daniela, să scriem pe hârtie. Eu nu știu de ce nu o fac. E greu să scriu. Poate că nu a venit încă momentul, dar voi face și lucrul acesta. Daniela, pentru sfârșitul acestui an, te rog să transmiți ceva telespectatorilor. Haideți să încheiem cu pace și cu bucurie, indiferent de cât am reușit să realizăm din ceea ce ne-am propus. Pentru că Dumnezeu are întotdeauna un plan mult mai bun pentru noi. Și atunci când voința umană se întâlnește cu voința divină, împreună putem crea miracole și trăi în starea de miracol, de pace și speranță pentru noi înșine și pentru toți ceilalți. Amin. Așa este, așa să fie. Mulțumim. Dragi prieteni, iertați-ne, vă iertăm, vă iubim și vă mulțumim cu toată dragostea pentru că sunteți alături de noi, că ne vizionați, că ne susțineți cu rugăciuni și cum știți să ne susțineți, aprindeți o lumânare și pentru sănătatea noastră și gândiți-vă că noi suntem aici pentru dumneavoastră, pentru voi, cei care ne priviți și dacă vă place, urmăriți-ne și rugați-vă pentru continuarea acestei existențe a emisiunii noastre, pentru că pentru dumneavoastră o facem. Eu mulțumesc încă o dată Danielei și dumneavoastră. Și dumneavoastră și ne revedem cu Daniela într-o emisiune următoare. Nu uitați, soarele răsare peste toți cei buni și mai puțin buni și apune tot altfel. Și dacă Dumnezeu ne iubește, să ne iubim și noi aproapele, așa cum spune Iisus, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Vă spunem un weekend minunat și tot ce vă doriți să se împlinească, numai să fie de bine. La revedere!